Meetingul din Piața Maria Adunării Naționale, organizat de PSRM, a fost finalizarea logică a tuturor protestelor pe care socialiștii le-au organizat în ultimele două luni, în toate regiunile Moldovei. Declarația aparține președintei PSRM, Zinaida Greceanei. Noi am organizat aceste acțiuni politice ca să mobilizăm cetățenii, să înțeleagă toată lumea ce se întâmplă în țara noastră și unde mergem mai departe. La aceste mitinguri de protest, noi de asemenea am organizat și așa numitele alegeri preliminare în interiorul partidului, pe circumscripțiile uninominale. Mai bine zis, noi am consultat atât membrii de partid, susținătorii noștri, cât și cetățenii, care ar fi candidatul potrivit pentru oricare circumscripție. Sigur că aceste persoane care au fost determinate la aceste întruniri vor deveni candidați atunci când vor fi aprobați de către Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor. În cadrul mitingului de protest al PSRM au fost adoptate și 10 obiective principale ale partidului, care vor sta la baza programului de dezvoltare social-economică pentru următorii 4 ani. Aceste 10 obiective vor sta și la temelie programului politic, cu care noi vom merge în campanie electorală din februarie 2019. Zinaida Greceanu a menționat că cele 10 puncte vor fi consultate cu cetățenii pentru ca eventual să fie completate sau modificate la sugestiile oamenilor. Printre cele 10 obiective prioritare pe care PSRM se angajează să le implementeze în cadrul noului parlament al țării, se numără majorarea salariului, asistența medicală gratuită, învățământ de stat gratuit, menținerea raioanelor și primăriilor, politica externă echilibrată, neutralitatea țării și altele.